O adolescentă din Mogoșești, Sireci și o fetiță din orașul Târgu Frumos au reușit să impresioneze juriul unui festival de folclor concurs național de muzică și dans popular, ce a avut loc la Vaslui în perioada 4-5 iunie. Cele două fete au luat premiul întâi, fiecare la secțiunea de vârstă în care s-a încadrat la festivalul Cântec Drag din Plai Străbun. Este vorba despre Maria Tucan, în vârstă de 10 ani din Târgu Frumos, care a cucerit publicul și jurații cu melodia Eu îs neam de moldoveancă. Cea mai bună din categoria de vârstă 14-17 ani a fost Luiza Ștefania Muscalu din Mogoșești Siret. Ea a cântat cu patos două melodii. Da frune se verdile n-arâma mai păti. Povestea folclorului românesc a fost pusă în cadrul concursului de soliști, vocali și instrumentiști, care au interpretat muzică populară reprezentativă pentru zona folclorică din care au venit. Organizatorii au fost Casa de Cultura Sindicatelor Constantin Tănase Vaslui, Primăria Municipiului Vaslui, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Vaslui.